Niculina Stoican a trăit șocul vieții după ce a fost sunată de presupusa amantă a soțului. al ce replică i-a dat cântăreața. Niculina Stoican a dovedit de multe ori că este o femeie puternică atunci când vine vorba de propria familie. Artista a avut parte de multe încercări din partea intrușilor, însă a rămas cu picioarele pe pământ chiar și când a fost sunată de o presupusă amantă a soțului. al ce replică i-a dat cântăreața. Deși căsnicia i-a fost pusă la încercare de multe ori, se pare că Niculina Stoican a reușit să rămână fermă pe poziție și nu s-a lăsat intimidată. În cadrul unei emisiuni, artista a povestit un episod mai puțin plăcut din căsnicia cu Vasile Stănescu. Cântăreața a fost sunată de o presupusă amantă a acestuia, care susținea că are o relație cu soțul ei, n-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e, gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră pentru că cea care era la brațul lui eram eu. Am primit telefoane, știi, soțul tău mă iubește. I-am spus, foarte bine. Să mă sun să-mi spui că soțul meu te iubește când pe tine o să te cheme stănescu și pe mine nu o să mă mai cheme stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu, a spus Niculina Stoican la Antena Stars, în urmă cu ceva timp. În anul 2014, Vasile Stănescu a fost închis pentru obținerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei. Ulterior, Niculina Stoican s-a confruntat cu o depresie severă și cu greu a reușit să se obișnuiască cu ideea că soțul ei va sta departe de familie. Soțul meu a stat acolo aproape trei ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i pe ceilalți cu ele, a mai spus Niculina Stoican.